Și ultimul subiect în momentul acesta este în felul următor. Erau două fete și un băiat la un loc de muncă. Băiatul se cunoștea cu o fată. Fata ultima sau a doua, care era, apare în schemă mult mai târziu. Cei doi se cunoșteau foarte mult și foarte bine. Toată viața au lucrat împreună. În momentul când apare fata a doua, îi se pune pata pe băiatul de la muncă. Și tot încearcă să-l seducă. La un moment dat nu merge, începe să se certe și tot așa. Trece timpul, viața trece, munca rămâne aceeași, în aceeași echipă. Fata 2, băiatul și fata 1. Ceartă, muncă, război. Împăcare. Tunete, fulgere, răzbunare. Apare și un al doilea băiat în schemă de data aceasta. Deja în momentul de față apare la locul de muncă un amalgam de sentimente. Prima fată începe să aibă sentimente față de băiat, fata numărul 2 tot față de primul băiat. Dar nu știa cum să facă să scape de fata numărul 2. Avea două variante. 1. Ori face în așa fel încât ca fata numărul 2 să plece. Ori cealaltă variantă să o ajute să promoveze. Promovând, nu va mai veni zi de zi la băiat. Tu numărul 1 să-l viziteze, să discute, să așa, astfel că ei îi rămânea băiatul cele 8 ore de muncă. El ia cu câteva ore sau câteva minute pe zi. Până aici e tot ok. E cam o poveste de logică. Vine și băiatul numărul 2 în schemă. În schemă, băiatul numărul 2 intră în schemă cu fata numărul 2. Dar, în același timp, intră în schemă și cu fata numărul 1. Fata numărul 1 avea sentimente față de băiatul 1 și era enervat. Da, mă ascultați? De băiatul numărul 1. Deci, practic, se repeta aceeași situație. O face a doua oară. Prima dată a făcut-o cu fata numărul 2 ca să rămână cu băiatul numărul 1. Iar acum o face cu băiatul numărul 2. Foarte tare, nu? Băiatul numărul 1 avea un amalgam de sentimente, că nu știa nici el ce să facă. Să fie cu prima fată sau cu a doua fată. Dacă ar fi fost cu prima, i-ar fi fost bine la muncă. Dacă ar fi fost cu a doua și ar fi fost foarte mult bine acasă și în familie și oarecum la muncă, dar are o problemă. Se vede 8 ore cu fata, cu prima fată, nu cu a doua fată.
Bun. Așa. Iar ca să scape nevinovată din această, hai să-i spunem, triunghi amoros sau ce vrei să-i spui, prima dată încearcă cu fata numărul 2 să o dea afară, nu reușește. Fata numărul 2 se ceartă cu băiatul numărul 1 pentru că mamă, ce aici? S-a certat că nu-mi place, că rege, că e prea băgăcioasă, că în fine. Și îi făcea probleme la muncă. Ea repara, el strica, până când fata numărul 1 a ajutat-o pe fata numărul 2 să promoveze. Și astfel, oarecum, s-a făcut liniște. În momentul când apare băiatul numărul 2, la muncă nu mai apar probleme, sau apar oarecum câteva probleme rezolvate, dar tot așa, era o problemă. Fata numărul 1 nu se putea vedea cu băiatul numărul 1, pentru că era, de data aceasta, băiatul numărul 2. Și aveau din nou aceeași variantă. Să strice ceva la locul de muncă ca să-l dea afară pe băiatul numărul 2 și să se întoarcă la ce a fost înainte, sau să, din nou, același lucru. Promoveze băiatul numărul 2. Nu știu dacă m-ați înțeles. Cuplu numărul 1, cuplu numărul 2. Bun. Acum, băiatul numărul 1 are și el un amalgam de sentimente și de bucurie și de ură și de toate cele. Pentru că dacă e pe primul loc cu prima fată la muncă, la locul de muncă, cu fata numărul 2 n-ar mai fi pe locul 1. Sau invers. Și tot așa. Practic, sunt ceea ce făceam, nu știu, în clasa 5, 6, 7, 8, mulțime de intersectată cu dă-te doare capul. Și totul este tabu. Interesant, nu? Probleme peste probleme. Socio-umane. N-ați trăit până l-ați văzut.